Pe data de 7 mai 1986, Steaua București câștiga trofeul Cupei Campionilor Europeni după 2-0 în fața Barcelonei la lovituri de departajare. După timpul regulamentar, scorul era de 0-0, meciul a intrat în prelungiri și a ajuns apoi la lovituri de la 11 metri. Majaru și Beloni au ratat pentru roșialbaștri, dar Marius Lăcătuș și Gabi Balint au transformat următoarele două penaltiuri. Între buturi, Helmut Ducadam a fost de neînvins, fiind primul și singurul portar din istorie care a apărat 4 penaltiuri într-o finală de Champions League. Astfel, Steaua a reușit cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, reușind să câștige Cupa Campionilor, o performanță imposibil de egalat în zilele noastre. Nu o să uităm în veci celebra replică: apără Ducadam!